Cui aș fi dat eu Oscar și ce nominalizări aș fi făcut eu? Deci nominalizările mele pentru, o să fac foarte multe categorii, nominalizările mele pentru cel mai bun actor, începem așa, da? Cel mai bun actor 2018, din ce am văzut, da? Probabil că ar intra Christian Bale dacă nu ar câștiga, dar nu am văzut Vice, o să-l văd. Cel mai bun actor, avem așa, am inclus și toate serialele pe care le-am văzut. Deci toate serialele, cele 12, am făcut video separat, cele mai bune seriale le-am pus în ordine top de la 12 la 1. Cele din cele 12 am băgat și din ele toți actorii, scenariu, regie, nu știu ce. Toate am inclus și serialele, pentru că nu o să fac acum Globuri de Aur separat și filme separat. Deci se pun, frate, se pun. La ce seriale mișto avem în ziua de azi, putem să le băgăm pe toate la un loc. Și atunci avem așa. Nominalizări avem Jim Carrey, cel mai bun actor, Sean Penn din The First serial, da? Frank Langella din Kidding, din același serial cu Jim Carrey, Logan Marshall Green din Upgrade, actorul principal din Upgrade, absolut i-aș fi dat o nominalizare, Ryan Gosling pentru First Man și Viggo Mortensen, pardon, pentru Green Book, absolut foarte aproape de câștigător și Mahershala Ali la fel pentru Green Book, dar câștigătorul cui aș fi dat eu Oscarul este Rami Malek pentru Ghici, Bohemian Rhapsody. Rami Malek, Oscarul, vino să-l iei. A, e chiar aici, hai, nu e, n-aș fi vrut. Da. Apoi avem, hai să continuăm tot în același, pe același ton, cea mai bună actriță a anului, nu secundar, nu principal. Nu există roluri principale și secundare la RFC, la recenzii filme cinema. Cea mai bună actriță 2018, nominalizările sunt Claire Foy din The First, da? Din First Man, pardon, soția lui Ryan Gosling în First Man, primul om pe lună, Emily Blunt, absolut, din A Quiet Place, Catherine Keener din Kidding, Lady Gaga, m-am gândit, dar am tot scos-o, am pus-o, am scos-o... Nu vreau. Este, o punem și pe ea. A fost totuși destul de bună, adică mult mai bună decât mă așteptam. Natasha McElhone din The First, ea este din The First, din serialul pe care nu cred că l-ați văzut mult, dar au fost incredibile. Ea și Anna Jacoby Heron, tot din The First. E tânără, dar a jucat incredibil. Dar Oscarul RFC merge la Toni Collette din Hereditary. Woo, Toni Collette! Oscarul! Yeah, nebunie! Ok, acum probabil o părere mai puțin populară, să zicem, cel mai bun regizor. Pe cine aș fi nominalizat eu? L-aș fi nominalizat și pe J.A. Bayona pentru Jurassic World 2. Nu închideți filmulețul acum. A fost foarte bine regizat Jurassic World 2. Merită o nominalizare, chiar și dacă doar pentru câteva scene de la sfârșitul filmului, dar au fost multe scene incredibil regizate care au creat, regizorul a creat super suspans, super tensiune, cum n-am mai văzut în filmele din de-astea Jurassic Park de când le regiza Spielberg. Mi s-a părut, chiar dacă l-a copiat sau a fost un omagiu pentru el, mi s-au părut foarte mișto scenele, că scenariul a fost să putea mult mai bine și au fost niște chestii ciudate în scenariu, ajungem și la părțile alea și tot Jurassic World 2, părțile negative. Am Oscaruri și pentru chestii negative. O să vedeți, e un fel de zmeura de aur. Avem și Oscaruri și zmeura de aur. Steven Spielberg, nominalizat pentru Ready Player One. Incredibil ce a reușit să facă în Ready Player One din punct de vedere al regiei, da? Și pe lângă imagine și efecte. John Krasinski pentru A Quiet Place, nominalizare. Roma, Alfonso Cuarón, absolut nominalizare. Hill House, Mike Flanagan pentru Hill House, clar merită o nominalizare la Oscarurile mele, cel puțin. Bradley Cooper pentru A Star Is Born, m-am gândit să-l pun, să nu-l pun. Merge. Spike Lee, absolut, pentru Black Key Clansman și Peter Farley pentru Green Book. Dar Oscarul meu RFC merge la Ari Aster pentru Hereditary. Și n-are nicio legătură cu faptul că Hereditary a fost filmul meu preferat. M-am gândit pur și simplu, regia filmului a făcut tot filmul plus scenariu, dar a avut niște alegeri incredibil și de curajoase și de bolnave, dar Oscarul meu merge la el. Hai să schimbăm un pic tonul și să intrăm în alte chestii pe care le-am inventat eu. Cel mai bun film de acțiune, Oscarul pentru cel mai bun film de acțiune al anului 2018, nominalizările sunt Upgrade,
Și The Night Comes For Us. Este un film genul The Raid 1, The Raid 2. Este și Uko Uwais, parcă îl cheamă, din acele filme. Incredibil actorul principal, mă refer din punct de vedere fizic. Este următorul Van Damme, următorul Jason Statham, la un nivel mai maxim, mai de dublu cât ei, parcă, adică ce poate să facă omul ăla e incredibil. N-a avut niște părți prea grozave, tocmai au fost niște scene absolut incredibile când vine vorba de acțiune și după aia, la 5 minute după, erau 2-3 scene în care eram gen, ok, asta aproape a părut greșeală sau parodie sau ați uitat să o scoateți din film. Adică a fost un pic ciudățel, dar Oscarul pentru cel mai bun film de acțiune, din punctul meu de vedere, clar merge la Misiune Imposibilă 6, Fallout. Continuăm cu categoriile alese de mine. Cel mai bun horror al anului 2018, nominalizările sunt Hereditary, The Haunting of Hill House, serial, știu, nu contează, Ghost Stories, este un film destul de bunicel, l-a stricat sfârșitul, absolut sfârșitul, mi s-a părut foarte clișeic și foarte înfâsâit, adică m-a scos total din film sfârșitul ăla, până atunci destul de bun. Încercați Ghost Stories și A Quiet Place. Dar Oscarul merge absolut pentru cine a văzut toate recenziile mele pe anul trecut. Aterados. Aterados. Nu vreau să zic numele ăsta prea des. Atât de atât de mare impact a avut filmul ăsta asupra mea. Aterados. Oscar. Stai, și dacă toți suntem aici, hai să dăm și un Oscar sau zmeură de aur, whatever, căcat de aur, îi zicem așa, căcatul de aur pentru cel mai slab horror. Avem nominalizările: The Nun, Insidious 4, felicitări, Truth or Dare, super, The Wanderers sau Vânătorul de Spirite, nu, nici măcar nu-l punem aici, ăla a fost o parodie, ăla n-a fost horror, nu poți să-l treci la horror, și The Possession of Hannah Grace. Câștigătorul însă este cel mai slab horror, căcatul de aur, Slenderman. Să revenim un pic la categorii care există deja. Cel mai bun scenariu, nu adaptat, nu original, nu știu, cel mai bun scenariu, din punctul meu de vedere, avem nominalizările The Haunting of Hill House, The First serial, amândouă seriale, Wes Anderson pentru Isle of Dogs, absolut, Black King Clansman, scenariu, absolut, Green Book, scenariu, da, îl băgăm și pe el, dar, din punctul meu de vedere, Oscarul pentru scenariu, mai ales datorită dialogului, deci interacțiunile dintre personaje, prin intermediul dialogului, bineînțeles, și ce au făcut pur și simplu, nu neapărat twisturile, dar pur și simplu cum a evoluat povestea, Oscarul pentru scenariu, mai ales dialog și tot, încă o dată, este Kidding, câștigătorul Kidding. Hai să revenim la categoriile mele cu cel mai bun twist sau cel mai șocant moment dintr-un film din anul 2018, clar cel mai bun twist. Avem nominalizări. Narcos. Narcos sezonul 4 a avut un twist incredibil. Searching a avut vreo două foarte bune, filmul Searching. Uitați-vă, am vorbit despre el la cele mai bune filme top 10 ale anului. Dar cel mai bun twist, moment șocant, absolut, fără să mă aștept, m-a lăsat cu gura căscată, a fost twistul din Hereditary. Hereditary, încă o dată, încă un Oscar RFC, absolut, fără spoilere, nu vă zic care sunt. Cel mai prost twist, dacă toți suntem aici, cel mai prost twist, da? A fost unul în Truth or Dare, sfârșitul. Cum s-a terminat Truth or Dare mi s-a părut foarte amuzant și o decizie pe cât de curajoasă, pe atât de, nu știu, scary, stupidă și ciudată. The Girl in the Spider's Web a avut câteva twisturi groaznice, absolut previzibile, absolut din anii 90 pur și simplu, dar cel mai prost twist posibil a fost în Pacific Rim 2. Pacific Rim 2 a avut momentul când personajul lui Charlie Day este de fapt altceva și face altceva și, Doamne, bine că n-ați văzut, cei care n-au văzut, cei care au văzut știți. Cel mai bun film sau serial psihologic, da? Cele mai bune psihologice ale anului 2018, avem nominalizat Kidding, avem nominalizat Annihilation cu Natalie Portman, avem nominalizat The Haunting of Hill House, putem să-l punem absolut la psihologic, The Endless, iar e un film care a cam fost trecut cu vederea, bun psihologic, destul de bun. Un pic ciudățel, nu pentru toate gusturile, dar bun. Cel mai bun film serial psihologic nu are cum să nu fie
din punctul meu de vedere, din nou, Hereditary. Am ajuns la cel mai bun film cu supereroi, cel mai bun superhero movie al anului 2018, cred că știți deja, dar hai să vedem nominalizările. Celelalte nominalizări sunt, într-adevăr, Black Panther, Deadpool 2, Spider-Man Into the Spider-Verse intră absolut și la animație, ajungem imediat, și la cel mai bun film cu supereroi. Dacă nu, ar fi fost Avengers Infinity War, probabil că i-aș fi dat și lui Spider-Man, dar Avengers Infinity War, clar, Oscar RFC, cel mai bun film cu supereroi. Hai să mai dăm un căcat de aur pentru cel mai dezamăgitor film sau serial sau orice al anului 2018. Nominalizările pentru cel mai dezamăgitor film sunt Venom. Credeți că scapă Venom? A scăpat poate din top 10 cele mai proaste, deși am niște second thoughts, da, am niște dubii, dacă n-am greșit cumva. Venom, clar, nominalizările pentru cel mai dezamăgitor, și The Cloverfield Paradox. Cele două au fost cele mai dezamăgitoare ale anului 2018, dar căcatul de aur merge la The Predator. Deci toate trei au fost cele mai dezamăgitoare, dar cel mai, n-are cum să nu fie și cel mai prost film pe anul trecut. E și link-ul ăsta în descriere cu top 10 cele mai proaste, The Predator. Încă o dată, astea sunt alegerile mele, deci după părerea mea, da? Nu trebuie să fie și a voastră, bineînțeles. Cea mai mișto scenă, Oscarul pentru cea mai bună scenă, construcție, regie, coreografie, tensiune, suspans, da? Deci cea mai mișto făcută scenă, că mi-a plăcut că a fost, ce am zis aici, coreografie, regie, nu știu ce, că a fost pur și simplu, a avut un impact asupra mea. Nominalizările sunt Annihilation, scena cu ursul, atât o să zic, o scenă cu un urs, Deadpool 2, sunt multe scene mișto în Deadpool 2, amuzante, dar mai ales scena cu X-Men, cine știe, știe despre ce vorbesc, da? De scena când apar niște personaje din X-Men, spoiler alert, Jurassic World 2, mai multe momente în tensiune, cum am zis, care au fost foarte mișto. Roma are câteva tracking shot-uri, de scene neîntrerupte de tăieturi incredibile, absolut incredibile sunt câteva scene din Roma. Upgrade, toate luptele din Upgrade sunt nominalizate la scene super, care merită nominalizări la Oscarurile mele pe 2018. A Quiet Place, la fel, a avut multe momente foarte mișto, mai ales la început cu băiețelul mic. Deci scene foarte mișto, dar Oscarul trebuie să meargă la Misiune Imposibilă 6 Fallout pentru bătaia aceea din baie, din toaletă, știu cum sună, dar Oscar. Cel mai stupid dialog sau scenă idiotă, deci cele mai cretine, idiote, stupide scene sau dialog, avem nominalizările. Dinozauri pentru armată, scena cu licitația din Jurassic World 2. Doamne, ce tâmpenie, ce demență cretină. The Meg, multe momente imbecile care te scoteau pur și simplu din film. Adică mureau niște persoane, aoleo, ne-au murit prietenii de 30 de ani, îi știam de 30 de ani și după aia facem glume de căcat în mijlocul mării unde e un rechin uriaș. Mă lași. The Nun are două scene care merită, au fost atât de stupide că, nu știu, sunt ofensatoare, cred, mă rog. A avut niște replici, one-liners, adică super penibile, pe lângă scena aia când scuipă sânge pe The Nun. Tom Rider a avut vreo două, trei scene la fel de, nu știu, jignitoare și de prost gândite. Scena aia în care se luptă peste prăpastie, pe o scară, a avut câteva momente absolut retardate în care eram gen, dar de ce nu faci? Nu înțeleg niciodată. Oscarul pentru cea mai stupidă scenă, probabil că au fost mai multe și mi-au scăpat, dar astea mi-au venit în minte când am făcut lista. Cea mai absolut stupidă scenă și replică a fost în Aquaman, mirositul la sub braț, sub apă. Bun, hai să ridicăm un pic ștacheta, da? Cel mai bun villain sau personaj negativ. Ce Oscar-o pentru cel mai bun personaj negativ? Avem nominalizări. Kingpin din Daredevil sezonul 3, Bullseye din Daredevil sezonul 3, foarte mișto, Killmonger din Black Panther, neapărat merită o mențiune, o nominalizare, The Haunting of Hill House, am pus casa, cu totul, casa din The Haunting of Hill House, monștrii din A Quiet Place,
Da? Villain, putem să-i băgăm la, la villain pe aici. Roboții din Black Mirror sezonul 4, episodul 5. Erau niște roboți în sezonul de anul trecut din Black Mirror. Super, deci incredibil. N-am mai simțit așa de mare tensiune și stilul ăsta de la Terminator 2. Deci e ceva. Dar cel mai bun personaj negativ al anului 2018. I hope they remember him. Perfectly balanced. As all things should be. Mă ajută un pic vocea, că sunt răcit și mă ajută un pic. Deci, ce ziceți de categoriile mele pe care le-am ales? Interesante, nu? Da? Deocamdată am multe chestii de făcut și sunt destul de prins cu mai multe proiecte. Gata, nu mă mai lungesc. Vizionare foarte plăcută la orice. Revin și cu recenzia la Punisher 2, sezonul 2. E foarte mișto. Am văzut vreo 3 episoade. Am multe chestii de făcut. Pupa, da pa, da ba, da pa.